Gândește-te că este o relație pe care eu am avut-o uh, la maturitate. Deci am trăit această relație, începutul ei și parcursul ei, la vârsta de 38 de ani. Atunci a debutat, când Constantin avea, evident, mai mult, pentru că este o diferență de vârstă. Așa încât lucrurile... Uh, e, e foarte frumos să trăiești acest tip de emoție. Cred că tu îl înțelegi foarte bine, pentru că ți s-a întâmplat același lucru. Uh, numai că Cristina este foarte tânără, ea, nu? Câți ani are Cristina? 30. 30, mulți înainte. Dar tu înțelegi foarte bine cum este să-ți pierzi mințile, să te îndrăgostești, exact. să ai fluturi în stomac, la, nu la 20, ci la 40, 40. sau la 50. Exact. E, e foarte valoros. Nu spun că la 20 nu e valoros, dar e ceva ceea ce faci atât de conștient de conștient și de responsabil pentru că se presupune că ești altfel, ai minte altfel, da? Atunci ești mai înțelept și cu toate astea sufletul o razna. Exact. E... Treaba asta e foarte frumoasă. Deci înseamnă că el a făcut ceva de o sufletul razna. Da, a fost diferit de tot ceea ce trăisem până în acel nu, până...